Bună și bine v-am regăsit! A venit timpul pentru un nou declutter. Avem declutter pe luna octombrie și dacă sunteți noi aici la mine pe canal, să știți că fac declutter lunar. Lunar renunț la parfumuri din colecția mea, asta pentru că mereu cumpăr să testez și rămân în colecția mea parfumuri care îmi plac foarte mult. Și vreau să renunț la o parte din colecția mea pentru că multe parfumuri au fost pentru colecție și nu erau parfumuri de care eu să mă bucur. Am intenționat să fac o colecție de parfumuri vintage, am mai renunțat la unele dintre ele, mai am parfumuri vintage la care o să renunț. Și cam așa stă treaba cu colecția mea de parfumuri. Cumva vreau să îmi restrâng colecția de parfumuri și să rămână în colecția mea parfumuri pe care le port cu mare, mare plăcere. Ei bine, astăzi am multe parfumuri aici lângă mine la care vreau să renunț. Cumpăr foarte multe blind, cumpăr parfumuri pentru că vreau să testez, pentru că vreau să le analizez, pentru că îmi place să descoper parfumuri noi și în colecția mea rămân parfumurile care sunt pentru mine în acest moment. Dacă nu o să-mi mai placă la un moment dat sau știți cum e, preferințele se mai schimbă, cu siguranță voi renunța și la acelea și așa mai departe, vin altele, bla bla bla, cunoașteți. O să încep cu două parfumuri pe care eu chiar le țineam pentru colecție și m-am gândit să renunț la ele și vorbim despre aceste parfumuri care au fost destul de căutate. Mie nu mi-aduc amintiri, nu mă leagă nimic de aceste parfumuri, doar le-am ținut pentru colecție. Sunt două parfumuri de la Avon, avem Christian Lacroix Nuit și Christian Lacroix Amber. Cred că cel roșu ar fi fost un parfum care, pe gustul meu, cel roșu, nu l-am găsit, nici nu l-am căutat, dar dacă îl găseam așa din întâmplare, cu siguranță îl luam. Și cumva m-am gândit să am așa o colecție, pentru că îmi plac foarte mult sticlele acestea. Și erau frumoase așa, trei parfumuri mai rare. Dar mi-am dat seama că n-are rost să mai țin parfumuri pe care nu le port, iar cele două nu sunt niște parfumuri care să mă dea pe mine pe spate sau pe care să le port cu plăcere. Nu-i îmi place mai mult, este un parfum așa mai sexy, mai misterios, dulce, știu că are și tămâie, are flori, mie îmi miroase a struguri mov, struguri, așa miroase mie parfumul acesta. Ambele sunt două parfumuri frumoase, dar nu le mai țin, doar pentru colecție. Un alt parfum care nu se mai găsește și a fost un parfum foarte iubit este acest Moment de Bonheur de la Yves Rocher. Un parfum care mie mi se pare că seamănă foarte bine cu Chloé. A fost un parfum iubit, căutat, discontinuat, din păcate. La fel, nu mă leagă mare lucru de el, îl țin în colecția mea de mult timp și nu l-am purtat, așa că o să plece și el. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Trezor de la Lancôme, este apa de parfum varianta veche în această sticluță superbă. El pleacă din colecția mea pentru că mai am două parțiale și ce pot să vă spun despre acesta este faptul că îmi place mai mult decât apa de parfum care se găsește acum pe piață. Îl am avut și pe acela, a plecat din colecție tocmai pentru că îmi place mai mult ăsta, dar are izul acela bombonicios pe care eu mi-l aminteam. La un moment dat mi l-am luat pe actualul parfum care se găsește pentru că eu căutam mirosul acesta. Nu este la fel. Acesta are izul bombonicios, miroase atât de bine parfumul ăsta, v-am zis, mai am două parțiale și la acesta voi renunța. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Donna Karan New York Be Delicious City Chelsea Girl.
Nu m-am înțeles cu niciunul dintre aceste parfumuri. Mai am unul pe care l-am pus la un moment dat într-un declutter. Da, este un parfum proaspăt floral. Are măr în deschidere, are flori, trandafir și orhidee și mosc în bază. Este un parfum proaspăt, floral, romantic, așa. Nu are rost să-l țin pentru că cu siguranță nu o să-l port. Pe acesta l-ați văzut într-un haul recent, destul de recent. Este vorba despre Versace Yellow Diamond Intense. Mai am câteva parfumuri în colecția mea care se duc în această direcție. Clar, întotdeauna m-au tentat parfumurile astea. Încă vreau să-l testez pe cel roz. Și poate... Este un parfum care miroase bine. Este proaspăt, este floral. Avem gutuie în deschidere și chiar miroase foarte bine. Avem flori, avem o bază cu guaiac, mosc, ambră și benzoin. Însă mie îmi dă un iz de ceai, un ceai de mușețel în zona asta. Bine, nu este chiar aceeași aromă. Și sinceră să fiu, am multe parfumuri în colecția mea în aceeași direcție. Nici nu prea mă atrag foarte mult, le port cu plăcere, nu-mi displac. Dar am altele care îmi plac mai mult și deși nu este de mult în colecția mea și nu mai este vremea pentru el, acum încă este, pot să zic, dar o să vină cu siguranță vremea rece, deja port parfumuri dulci, nu are rost să-l țin pentru că știu că l-aș ține degeaba, pentru că mai am și altele și oricum nu este chiar genul meu de parfum. Încă un parfum care cred că o să plece din colecția mea este acest Trussardi Scent of Gold. Încă nu sunt hotărâtă. Este un parfum cu tutun, este un parfum cu un iz fructat, cu scorțișoară, este un parfum cald. Cred că ar merge iarna parfumul acesta sau când este destul de rece afară. L-ați văzut într-un haul recent, v-am spus și acolo că nu știu dacă o să rămână în colecția mea și că nu sunt hotărâtă că îmi place 100%, dar parcă tot i-aș mai da o șansă, așa că nu știu sigur, dar mă gândesc să plece din colecția mea, să zic așa. Mai departe vorbim despre un parfum de la Pandora Scent, este vorba despre acest Double Black, care este inspirat de Black to Black de la Kilian. Parcă. Da. Ei bine, aici avem tutun, avem multă miere și alte note pe lângă, dar se simte foarte mult mierea și motivul pentru care pleacă din colecția mea este că mi se pare o miere cam animalică. El este dulce, îmi place, dar nu prea îmi vine să-l port, nu întind mâna după el. Este o miere cam animalică, cam sticky așa, cam lipicios, nu știu. Ceva mă deranjează la el cu siguranță. Este dulce în schimb și asta îmi place. Dar nu este cea mai fericită combinație pentru mine. Avem multă miere și tutun și este așa sticky, lipicios. Deci ceva nu îmi place la acest parfum. Așa că o să plece. M-am hotărât ca și acest parfum să plece din colecția mea. Este vorba despre Honeysuckle and Havana. Și asta pentru că este un parfum proaspăt, este un parfum frumos. Dar am alte parfumuri de la Jo Malone care îmi plac mai mult. Am și pe wishlist altele care îmi plac mai mult. Ideea e că nu le-am purtat foarte mult nici pe cele pe care le am și sunt printre preferatele mele, tot așa parfumuri proaspete, consider că am prea multe parfumuri proaspete din această categorie și nu are rost să rămână. Probabil că o să-l pun la un schimb pe acesta și o să caut ceva ce îmi place mai mult, dar pleacă din colecția mea. Și mai departe vorbim despre Madame Rocha.
Eau de Toilette, un parfum care se găsește acum, nu știu, cred că este un lot mai vechi acesta. La fel, era un parfum pe care îl țineam în colecția mea de vintage, am vrut să-l păstrez de colecție, dar se poate purta cu ușurință, adică dacă îți place izul vintage, îmi place și mie. Este un parfum cu aldehide, are foarte multe note, are un iz pământiu, nu mai am hârtiuțe ca să... ce pulverizator bun are. Da, este un parfum greoi, pudrat, pământiu, floral, are multe flori, se simte foarte bine izul acesta vintage. Îmi place și mie să le port, dar destul de rar, adică nu sunt parfumuri care să mă dea pe spate. De aceea au și plecat multe parfumuri vintage din colecția mea. Desigur că o să-mi păstrez și eu o parte din colecția de vintage, parfumuri care îmi plac și sau pe care chiar vreau să le țin pentru colecție, însă nu toate, pentru că este prea mult chiar și pentru mine. Nu miroase rău. Pentru o persoană care iubește izul acesta vintage, este un parfum foarte frumos. Eu nu știu ce se găsește acum pe piață, știu că este un parfum, dar cred eu că acesta este un lot mai vechi. O să analize situația asta pentru că încă nu știu. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Flower by Kenzo, exact așa cum este și roșa, nu este genul meu. Aici avem un parfum cu violete, este un parfum care momentan nu mi se potrivește. Sinceră să fiu, mi-e teamă că o să dau din colecție foarte multe parfumuri pe care o să le caut mai apoi, pentru că am fost într-o perioadă înnebunită după violete și am luat multe parfumuri cu violete, parfumuri pudrate. Ei bine, acum nu prea mă mai dă pe spate izul acesta de flori pudrate. Violetele sunt cel mai bun exemplu din această categorie. Am fost înnebunită după izul acesta de violete și am tot cumpărat parfumuri. Tare mi-e teamă că la un moment dat o să vreau să am în colecție parfumuri cu violete și o să încep iar să cumpăr, pentru că acum le dau. Acum nu rămâne de văzut, mai am și altele și probabil că o să-mi păstrez și eu în colecție, să nu rămân chiar fără. Oricum, îl am pe Insolans și cred că e tot ce îmi trebuie când vine vorba despre violete și despre parfumuri pudrate. E magic, magic este Insolans, pe care nu prea l-am purtat, dar îl am în colecția mea și îmi place. Este un parfum pe care îl iubesc. Da, o să renunț la Flower by Kenzo până la urmă. Am mai zis eu la un moment dat că renunț la el și n-am renunțat, dar nu l-am purtat de atunci, așa că nu cred că are rost să mai rămână. Un parfum care pleacă din colecția mea este acest Yves Rocher Eau Fraîche Vervain. Verbina are un iz în parfumuri, mă refer, am mai mirosit și altele cu verbină. Este așa foarte sparkling, foarte efervescentă și dulce în același timp. Cumva miroase a citrice dulci, a dropsuri cu lămâie, în zona aia mă duce. Din nou, pleacă din colecția mea pentru că îl țin degeaba. Și ultimul parfum despre care vorbim și care pleacă din colecția mea este acest Lacoste Parfum, o parțială, pentru că mai am una întreagă, și este un parfum pe care, chiar dacă nu îl port prea mult, îmi place foarte mult, ar trebui chiar să încep să-l port. Este un parfum pudrat, este un floral pudrat, foarte feminin și cumva matur. Îl pun eu în acea categorie de parfum de mamă. Am eu o categorie a mea pe care am făcut-o eu. Mai avem acolo Ceruti, mai sunt și alte parfumuri în categoria aceea. Este un parfum pudrat care are o notă de piele întoarsă. Foarte interesant mirosul acestui parfum și chiar are și un preț foarte bun. E bine, și acesta pleacă pentru că mai am o sticlă și nu este un parfum pe care să-l port foarte des. A fost o perioadă în care am fost înnebunită după parfumurile pudrate. Acum sunt în altă direcție, dar știți cum e, că preferințele se schimbă.
Dacă acum nu sunt în zona acestor pudrate, cu siguranță la un moment dat o să mă atragă. Dar asta este. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi și parfumurile care pleacă din colecția mea. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Vedeți că am și un concurs pe Instagram împreună cu cei de la parfumat.ro, care oferă două parfumuri, care vor pleca către două persoane. Dacă vreți să vă înscrieți și voi, găsiți linkul în descriere. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!